am luat decizia ca, tot începând de astăzi, efectiv, Spitalul Municipal Câmpul Lung să trateze comorbiditățile pe parte de COVID-19. Pentru că Spitalul Municipal este un spital de gradul 4, în termeni tehnici pe care noi îi cunoaștem corpul medical, și pe lângă gestionarea și supravegherea în procesul de boli infecțioase, pe contaminare, pot să facă și alte servicii medicale în sfera chirurgie, obstetrică, ginecologie, cardiologie, neurologie și așa mai departe. Iată că la Spitalul Municipal Câmpul Lung pot fi asigurate proceduri de asistență medicală continuă celor care sunt suspecți sau purtători de COVID-19, dar care necesită tratament medical de alt sau pentru alte afecțiuni pe care dânșii le au ca pacienți. De asemenea, tot la spitalul, pe zona Câmpul Lungului, la Spitalul Pneumoftiziologie Câmpul Lung, sunt asigurate locuri și spitalul deservește suspecții și pozitivii COVID cu simptomatologie ușoară și medie. De fiecare dintre noi, acolo unde suntem și activăm în domeniul medical, administrativ sau chiar cetățenesc, de modul în care respectăm toate cele care ne sunt solicitate prin mass media și de tot ceea ce noi știm că trebuie să facem, spun, de noi depinde dacă traversăm cu bine această perioadă. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că vă știu de zeci de ani, știu ce putem, știu cât de bine putem fi armonizați într-o echipă, știu riscurile majore pe care noi în domeniul sanitar le putem avea, dar mai știu un lucru, că noi medicii am depus un jurământ, jurământul lui Hipocrate, că ne putem aduna, ne putem coagula, putem să facem o echipă puternică pentru servicii medicale și ne adună ceea ce ne interesează și nu ceea ce ne dezbină. Pot fi ciondăneli, pot fi anumite distorsiuni între noi, acestea nu sunt în măsură să fie de natură a crea o disfuncționalitate în cadrul serviciului nostru, iar obligația noastră în administrație, a primăriilor, a consiliilor locale, a consiliului județean, aceste obligații, de ele ne vom achita pentru că aveți nevoie de ele ca dumneavoastră să funcționați eficient.